la concertul devenit tradițional în orașul nostru, sugestiv numit O Celeste Minunată. De 22 de ani, la Șineul Silvaniei, în preajma praznicului Crăciunului, ne colindăm unii pe alții. Acest eveniment este organizat de Primăria orașului Șineu, în colaborare cu principalele culte religioase din orașul nostru. Încă de la început, îi felicit pe toți cei care, vreme de 22 de ani, au așezat colin lângă colin, partitură lângă partitură și au transformat acest frumos eveniment într-o tradiție, într-un eveniment cu greutate pe care noi îl așteptăm un an de zile. Așadar, astăzi seară va fi o anticipare a serii de Crăciun, pentru că acest praznic luminat este praznicul bucuriei, este praznicul iubirii. Este ziua în care coriși inimoși, dirijori neobosiți, vor încerca să ne aducă în suflet o fărâmă de Crăciun. În cele ce urmează, în scenă vor intra, în urma tragerii la sort, vor intra coriștii de la Biserica Mare, de la Biserica numărul 1 Ortodoxă, din Șineu Silvaniei. De aceea îi rugăm să se pregătească. Și eu vă asigur că în astăzi seară va fi un adevărat regal, un concert, așa cum ne-au obișnuit în ultimul timp artiștii noștri. Veți audia un repertoriu bogat, colinde tradiționale românești, colinde în vers arhaic, un vers stilizat, de autori celebri, compozitori anonimi, colinde din folclor. Prin urmare, cu siguranță, veți savura anticipat această bucurie a Crăciunului, a nașterii Domnului. Îi rog pe coriștii de la Biserica Ortodoxă numărul 1 să poftească. Corul Corala Armonia este condusă de domnul dirijor Olaf Ioan Doru. În acest an am primit o jumătate, un sfert de secol, în urmă cu 25 de ani, regretatul profesor Pipoi Constantin punea bazele acestui cor și cei de azi spun că îi poartă prin os de recunoștință și, ca să citez din domnul dirijor Olaf Doru, pe noi cei vremelnici rămași să răspundem azi prezent aici, Dumnezeu să ne aibă în pază. Va interpreta colindul Cerul și Pământul în deschidere, colindul La Betlehem Colo Jos și Nunta din Cana Galilei. Yeah.
să aducă laudă lui Dumnezeu și să vestească despre minunea din Betleem, corul Bisericii Baptiste numărul 1 din Jumea Silvanie, condus de domnul Daniel Lucuț. Și se ne pe
Mulțumim corului bisericii baptiste Albu Traian. Colindele sunt expresia cea mai profundă și cea mai vie a culturii teologice populare și a culturii duhovnicești. În profunzimea lor, colindele sunt un memorial și o prelungire a liturghiei și a slujbelor de Crăciun. Ne vor aduce vestea bună. Ne-am născut într-o colindă, tot sub mila Domnului. Și-am agățat pe o grindă Spiritul Crăciunului. Ne-am născut într-o colindă. Nu-i nici unul mai presus. Este ceasul împăcării, cum ne-a spus Domnul Iisus. Aduc pacea și lumina. Aduc bradul strămoșesc de nuci, mere. Tolba e plină. E Crăciun și vă iubesc.
Yeah.
noi vă urăm casa să vă bucurăm. Dacă bine ni-ți primi, și la anul vom veni. Oh,
Gloria in excelsis Dei. Mulțumim corului Te Laudamus. În opinia mea, colinda se cântă în cor, se cântă împreună, în stare de comuniune, din cel puțin trei motive. Persoanele care le cântă, tineri și vârstnici, preînchipuie păstorii și cetele de îngeri care i-au cântat pruncul Iisus atunci când s-a născut. Colindele se cântă în cor, se cântă în comuniune și pentru că ele reprezintă credința bisericii, iar biserica este adunarea oamenilor în iubirea preasfintei Treimi. Ci și în cor cu cei care în acest an n-au mai apucat să colinde, cu cei cu înaintașii noștri, cu strămoșii, exact cum spune versul colindului. Azi cu strămoșii cânt în cor, colindul sfânt și bun, tot moș era pe vremea lor bătrânul Moș Crăciun. Corul Bisericii Romano-Catolice, corul Batorii Istvan, un cor care a luat ființă în urmă cu multă vreme, în anul 1890, când un grup de călugărițe care au venit în orașul nostru din Germania au pus bazele acestui cor. Dumnealor vor interpreta trei colinde: O ce noapte minunată, Betleem primește-l pe Domnul și Transianus.
bisericii reformate, cor care poartă numele de Bampi Laszlo, întemeitorul, ctitorul bisericii reformate din orașul nostru. După cum ați putut observa și dumneavoastră, muzica corală bisericească este un dialog permanent al omului cu Dumnezeu. De laudă. Muzicologii spun că starea de rugăciune interioară este redată în tonuri minore, pline de gris, iar cea de laudă, închinată lui Dumnezeu, emană fericire, muzica susținând textul prin tonalități majore încărcate de luminozitate și optimism. Compozitor avându-l pe Berke și Shandor. Corul este condus de domnișoara Ilona Pap, care de 17 ani stă bagheta în mână în fața acestui cor. Yeah.
Mulțumim, oriștilor de la Biserica Reformată, un grup de tineri, un grup care și-a ales ca nume de scenă Axios. Axios în limba greacă este un fel de rugăciune. Atunci când este hirotonit un preot, se pronunță acest cuvânt Axios, care înseamnă vrednic este. Cei șase tineri care alătesc grupul Axios s-au adunat așa, având la bază o prietenie, o prietenie strânsă și în anul 2010 s-au hotărât să încheie acest grup. Pentru că din repertoriul lor fac parte cântece din zona sacră, precum și cântece laice. Glasul lor a rezonat și peste granițele României. Au avut concerte în Austria, în Italia, în Germania. În acest an au scos primul lor album. Sunt 15 piese adunate pe un CD care poartă titlul Hai acasă de Crăciun. Iustin Pop, care este și meloan de-al nostru, i-a adus și pe colegii săi aici, la noi, acasă de Crăciun.
și te închide de afară, rudele în vizită nu vin. Și să plângi când alții în sărbătoare, Mare lume, nu mai
Din an sosesc mereu la geam cu moș ajun, e ce cu mine nu-i greu, dar e obicei străbun. Ați spus strămoșii când noi colindu-i sfânt și bun. Atunci era și vremea lor, bătrânul moș crăjut. Atunci era și vremea lor, bătrânul moș crăjut. E sărbătoare și e joc în casa ta. Din an sosesc mereu la geam cu moș ajun, e ce cu mine nu-i greu, dar obicei străbun. A spus strămoșii când în cor colindu-i sfânt și bun. Tot moș era și vremea lor, bătrânul moș și la rămâne.
săraci, dă-te un măr și doi bulaci. Și nouă, pentru Corindă, să ne scoată gazda în pindă, vinerea și colăceii, ca la Cana Galilei, nu doar ca fi săraci.
Jocul satului
cele izraz la prunci. Colindăm, Doamne, colindăm, ca cele izraz la prunci. Joiagă cu orincă. Colindăm, Doamne, colindăm, joiagă pe orincă. Și umblit cu piță frită. Yeah.
Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu a ales casele de bocotani, nu a ales nimic, orice putea alege. Dar a ales sărăcia și spiritualitatea. Prin asta vom trăi în viața de acum. Nu prin averile pământești. Din cauza asta noi tot timpul cântăm această mioriță care este legată de nașterea Domnului Iisus Hristos. Don't
Iisuse, leguile! Și pe dirijorii celorlalte coruri
să vină aici în față pentru un tablou final, nu doar de final de an, ci final de minunat concert de înălțătoare seară. În ordine intrării în scenă, domnul Olatoru este invitat în carte. Vă rog să vă așezați, după aceea domnul primar va face oficiile de gazdă până la capăt, domnul Daniel Lucuț, domnul Traian Albu, domnul Chiorian Ioan, domnul Zoltan Oros, domnișoara Pap Ilona, de la grupul Axios, dirijorul, îl știu doar pe Justin, că mi-a fost elev. Așa, și domnul dirijor Andrei Dragoș, dirijorul cu carismă, așa l-am numit eu, încă de acum 3 ani. Domnule primar, vă mulțumim pentru pentru oportunitatea. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați prilejuit o astfel de seară. Vă doresc sărbători fericite, dragă. Să colindați pe cei dragi ca voastră și mai ales să le spuneți că de Crăciun s-a născut Iisus Hristos. Onorată asistență, sigur cel mai important lucru în această perioadă este că spiritualul depășește materialul, depășește orice și ne bucurăm foarte mult de fiecare dată, pentru a 22-a oară, că suntem împreună la concertul de colinzi. Aș vrea să mulțumesc tuturor acelora care, prin munca lor de zi cu zi, reușesc să țină vie aceste coruri foarte extraordinar de bune. Să le mulțumesc pentru acest sacrificiu. Mă refer acum la corurile din orașul nostru. Și pentru aceasta dați-mi voie să le dau o diplomă de onoare. Este practic o recunoștință minimă pe care noi, comunitatea locală, o avem pentru ei. Și am să încep cu Biserica Ortodoxă numărul 1, care au fost primii care au fost în fața noastră astăzi, diploma de onoare, formației corale Armonia Bisericii Ortodoxe 1, pentru un alt nivel artistic, interpretativ, prezentat și contribuția deosebită adusă la organizarea și desfășurarea tradiționalului concert de colinde, o ceveste minunată. Aceeași diplomă, formației corale Bisericii Creștine Baptiste numărul 1, la acest festival de colinzi. Mulțumim foarte mult! Aceeași diplomă, formației corale a Bisericii Ortodoxe numărul 2, domnul profesor Albu. Să-i transmit în diploma. Corul de la Odamus a Bisericii Greco-Catolice din Șimleu. Formație corale Dorin Ișpan a Bisericii Romano-Catolice. Formație corale Panfilas la Bisericii Reformate. Formația corală Axios. Mulțumim foarte mult pentru că și nu în ultimul rând, cred că ne-am bucurat foarte mult. L-am sunat într-o zi pe domnul dirijor și l-am întrebat dacă există posibilitatea să ne încânte și în acest an, pentru că, după cum știți, au mai fost odată la noi, la concertul de colinzi, atunci s-a desfășurat în Casa de Cultură. M-am bucurat foarte mult că a existat, au un program foarte încărcat, dar totuși au reușit să vină
și în orașul nostru și vă suntem foarte recunoscători pentru aceasta. Vă mulțumim foarte mult în numele tuturor oamenilor pe care îi aveți în față și în numele tuturor șimleoanilor pentru acest moment minunat și pentru această spiritualitate care ați împins-o în inima fiecăruia dintre noi și prin colinzile minunate ne-ați făcut să ne desfacem sufletul și să îl primim așa cum se cuvine pe Cel care se naște la Crăciun, pe Iisus Hristos. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim din suflet pentru răbdare, de fapt bănuiesc că ați fost încântați să petreceți aceste ore aici. Am ales, sigur, împreună cu preoții și cu reprezentanții tuturor cultelor această locație, pur și simplu din motivul pentru care este cel mai spațios loc și cred că are o rezonanță destul de bună. Acesta este singurul motiv, pentru că în Casa de Cultură, știți foarte bine, sunt 326 de locuri, aici sunt 600. Era riscul ca 200 de persoane să stea afară sau să stea în picioare. Vă doresc din suflet tuturor să aveți sărbători liniștite alături de cei dragi sufletului dumneavoastră. Sunt convins că fiecare dintre noi în această perioadă, în această săptămână care a rămas, vom reuși să facem măcar un lucru bun pentru cei cu care soarta poate nu a fost așa de darnică, să aveți sărbători fericite, liniștite și în anul 2017 să fie mai multă liniște, să aveți parte de multe bucurii și de succes. Profit de această ocazie să vă spun că, așa cum am făcut-o de fiecare dată, în noaptea dintre ani, lângă stadion, va fi acel foc de artificii și paharul de șampanie cu care noi ne-am obișnuit. Sărbători fericite și liniștite tuturor!
foarte mult. Dacă până acum se spune că era și o stație de servicii în consilier local, acum nu mai este nici consilier local, atunci face acest lucru. Bună seara, un spectacol inedit ca în fiecare an. Pentru cei care nu cunosc, câte ediție este acum? Este a 22-a ediție și ne bucurăm ca și în fiecare an. Ne deschidem sufletul pentru a primi așa cum se cuvine creștinește această mare sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cât de greu a fost ca să uniți toate religiile într-un singur concert? N-a fost deloc greu, pentru că și milioanii în general sunt niște oameni foarte uniți. Nu sunt probleme de aici legate de naționalitate, legate de religie. Până la urmă suntem toți care credem în același Dumnezeu și cred că asta este cel mai important. Și nu e așa, pentru fiecare dintre noi urmează această mare sărbătoare a nașterii Domnului. A fost sala arhiplină, anul viitor va continua acest obicei? Categoric, este foarte greu să oprești așa ceva și cred că nimeni nu o să o facă niciodată. Acest concert a început în urmă cu 22 de ani și sperăm că nepoții noștri vor sărbători 100 de ani și așa mai departe.